changing lives. Sunt Dr. Daniel Traian Iordăchescu, medic generalist și stomatolog, chirurg maxilofacial, doctor în științe medicale, cu teza în antropologie medicală, identitate umană. Pentru mine, biologic înseamnă tot ceea ce este logic pentru viață, tot ceea ce susține viața. E o pasiune și un filon profesional și uman pe care l-am urmărit din primii ani ai existenței. Curiozitatea și spiritul de introspecție m-au urmărit din copilărie. N-am să uit cum aveam buzunarele pline de pietre și de insecte, tot felul de lucruri care mă fascinau din natură. Lucru care mi s-a impregnat în toată practica mea medicală și de vindecare, în final. Pentru că a fi medic și a fi vindecător, de multe ori pot fi două lucruri diferite. Medicina este, din punctul meu de vedere, o artă înainte de a fi o știință. Știința nu face decât să completeze arta. Însă, dacă își pierde calitatea de artă, își pierde umanitatea. Iar atunci riscul devine important de a-și pierde însăși spiritul vindecător. Sunt un hipocratic prin definiție. Nu cred în boli, nu cred în specii clinice, ci cred în bolnavi. Văd boala ca un dezechilibru. Un dezechilibru care pornește întotdeauna de la o traumă, de la un dezechilibru psihoemoțional, pentru că apoi să se somatizeze, activând centri din creier care invariabil coordonează întreaga noastră existență, de la emoțional la fizic, astfel că suferința devine și durerea devine un semnal de alarmă, un bec roșu pe care existența și legile universale ni-l aprind pentru a ne recalibra, pentru a ne reîntoarce a fi în acord cu aceste legi și a fi în echilibru, una cu parte din entropia care susține întreaga existență manifestată. Traseul meu uman și profesional, evident, a fost sinuos. Toate aceste lucruri, în afară de contribuția unei curiozități născute și manifestate din primii ani a existenței. Am să zic că în școala generală eram deja președintele la cercului de știință, aveam pieptul plin de decorații pionierești ale concursurilor interșcoli. Timpuri interesante, timpuri care ne-au luat multe, dar n-au și dat foarte multe. Da? Neavând televizor sau acele emisiuni doar care știm bine ce specific aveau, reușeam să citesc o carte pe noapte, în anumite perioade. Lucrul acesta mi-a dat fascinația existenței. N-am să uit pe Jules Verne, pe care îl devoram, da? Un personaj absolut interesant care n-a călătorit aproape deloc în existența sa, însă a lăsat un bagaj imens de fascinație și de aventură și de viziune, să zic așa, umană și curajoasă asupra vieții, asupra explorării vieții. Sigur, apoi îmi exersam creierul cu colecția Enigma, cu Sherlock Holmes și Agatha Christie, care, iată, mi-au creat un alt tip de antrenament cerebral. Sigur, adolescența tumultoasă, evident, mai ales că se întâmpla cumva și în perioada Revoluției, tumulturile extreme, perioadă de imensă emulație post-decembristă. N-am să uit niciodată grupurile de discuții, Club Aul, în care ne întâlneam și practic era zona de rezistență și înainte de căderea regimului ceaușist, comunist și după aceea, în primii ani după Revoluție, toate frustrările, toate restricțiile acelei perioade au explodat puternic într-o expresie, sigur, completă a pușcăriașului care iese din, după 40 de ani din pușcărie, poate zgomotoasă de multe ori, dar cu siguranță cu un imens efect spiritual și intelectual care cred încă lasă urme în generațiile în generația din care provin. Apoi au început expedițiile, au început căutările practice, nu doar călătorile precum Jules Verne cu mintea și imaginația. În 96 făceam Polul Nord, a urmat Polul Sud. Am fost cel mai tânăr explorator polar, de altfel, da? Eram student în anul 5. De acolo șirul a fost lung. De la Polul Nord la Polul Sud, din jungla amazonică până în Himalaya. Am căutat și am adunat cunoașteri pe care omul le-a folosit de la începutul timpurilor și pe care le-am adus în practica mea medicală, în viața mea și în viața pacienților mei, pentru a diminua în orice mod suferința. Astfel am ajuns să dezvolt niște programe care pornesc înainte de toate de la igienă și profilaxie. Pentru că începuturile medicinei, bazele ei, sunt acestea: igiena și profilaxia. Igiena și profilaxia constituie bazele medicinei. De aici pornesc în protocoalele mele terapeutice. Și am dezvoltat în acest sens o igienă orală. Și nu numai orală, pentru că igiena orală și corpul merge întotdeauna în paralel cu mintea. O igienă emoțională, înainte de toate, o igienă psihologică, o prezență. Când încerc să explic modul în care văd igiena orală, cu siguranță îl transport pe pacient într-o zonă de prezență cu el însuși, de dragoste pentru el însuși. Ceea ce propun ca igienă orală este poate diametral opus a ceea ce se cunoaște în momentul de față, cu ustensile diametral opuse față de toate produsele comerciale și care, cum spuneam, nu fac decât să te apropie de gest, nu să fie un gest mecanic făcut cu niște ustensile poate tehnologice foarte agresive la care nu mai ești prezent la gestul igienic, da? Ci aștepți de la tehnologie să rezolve problemele și să îți curățești și să-ți trateze corpul. Este o direcție cu siguranță fără finalitate și, în orice caz, fără o finalitate umană și sănătoasă. Propun toate aceste lucruri, de altfel, pe care le găsiți pe site-ul biodentis.ro, în care explic în detaliu toate aceste metode inovative, particulare, istețe, până la urmă, și umane, de o simplitate cuceritoare, care ne readuc aproape de noi înșine și de o normalitate. De o normalitate pe care de multe ori o uităm. Și lucrul acesta ne provoacă suferință. Decuplarea de noi înșine. Trăim într-o epocă minunată, din punctul meu de vedere, în care se schimbă totul și avem instrumente tehnologice inimaginabile. Toate instrumentele, însă, pe lumea asta au dublu tăiș. Trebuie să avem grijă ca să folosim tăișul care dă viață, nu care ia viață. Este același lucru în cazul chirurgiei psihologice. Chirurgia psihologică, o altă ramură, pot să zic, ramură centrală a practicii mele medicale, în care îmbin o serie de tehnici de hipnoză, de elemente de maiautică, sigur cu o lejeritate și într-un mod simpatic și apropiat de pacient, pentru a nu deveni oprimante, în care scot la suprafață adevărul ființei. Scot la suprafață cauzele prin care s-a produs dezechilibru, s-a produs suferința. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu există vindecare fără această exorcizare a monștrilor, fără această descoperire a sursei suferinței, a traumei primare. A traumei primare peste care apoi omul construiește, repetând-o ca un trigger în diversele momente și ipostaze ale existenței, construind acest castel de nisip care este suferința. Ajungând la trauma primară, aducând-o în lumină, exorcizând acest monstru, cunoscându-i numele, deja procesul de vindecare se produce. Iată doar prin intermediul vocii, prin intermediul prezenței, conștiinței personale transpusă în conștiința pacientului, efectele devin inclusiv fizice. Pentru că, la drept vorbind, imaginați-vă doar acest lucru. Imaginați-vă că pacientul ar veni la medic, la mine, ca la oricare alt medic, chirurg, așteptându-se să fie supus unor manevre chirurgicale importante, invazive, când echilibrul lui este deja extrem de fragil. Sigur, coeficientul de mazochism al fiecăruia dintre noi, educațional sau chiar transgenerațional, poate fi important. Iar în această civilizație balcanico-fanariotă în care ne desfășurăm existența, acest lucru capătă de multe ori nivele de-a dreptul nefirești. De aceea, conștientizarea traumei primare poate aduce deja foarte multă eliberare, foarte multă detensionare a părții emoționale care întotdeauna, în 100% din cazuri, este cauza oricărui dezechilibru, oricărei așa numite boli, oricărei suferințe. De la gripă la cancer, cauza îmbolnăvirii este psihoemoțională. Parodontoza însăși, această boală atât de disputată și în care am reușit să aduc multă contribuție, de la fitoterapice până la metode chirurgicale extrem de blânde, pe care le numesc mângâieri chirurgicale. Dar ceea ce este cel mai important este lumina pe care am adus-o asupra cauzei ei. Le spun pacienților, vă dați seama la prima întâlnire, că parodontoza este o boală a neiubirii de sine. O boală a abandonului ființei. O boală a marilor frustrări, a marilor reprimări. Soră bună cu cancerul. Sigur, nu sunt neapărat lucruri confortabile, dar cu siguranță, cum îmi spunea o pacientă, domnul doctor, mi-ați spus lucrurile cele mai teribile pe care le-am auzit în viața mea, care nu mi-au făcut nici cel mai mic rău, dimpotrivă, mi-au mângâiat sufletul. Iată, uneori adevărul poate fi realmente curativ. Și proprietatea fascinantă a adevărului atunci când reușești să-l atingi este că este irezistibil. Adevărul este irezistibil. Chiar dacă ai în față un pacient cu o cultură inestimabilă sau un un personaj simplu, cu 4 clase. Adevărul îi atinge invariabil, pentru că este irezistibil. Și deja creează efectiv aceste efecte fizice într-un final. Astfel că pacientul, când vine la mine așteptându-se la manevre importante, ceea ce fac eu este exact opusul. La distanță regulamentară, privindu-l în ochi și simțindu-i bătăile inimii, scot la lumină trauma principală, cu delicatețe, fără a-l invada, fără a invada trupul și echilibru deja atât de fragil, ci dimpotrivă, a-i reda, precum un șaman, părțile din suflet pierdute. Prezență, conștiența a ceea ce se întâmplă, a ceea ce face, a obiceiurilor pe care le-a perpetuat. Am fost mare pasionat de genetică. Am început genetica, am avut șansa de a-l avea profesor pe Constantin Maximilian, dragul de Maxim, cu care am petrecut nopți de-a rândul discutând despre misterele geneticii și bazele epigenetice, care la vremea aceea era încă o știință emergentă. Am fondat prima comisie de bioetică a Academiei Române, în 1998. M-a fascinat extraordinar genetica, pentru că apoi să mă cufund în epigenetică, care a spart puternic barierele genetice și paradigmele ei, demonstrând faptul că mediul, însemnând țară, însemnând oamenii cu care te înconjori, felul în care trăiești lucrurile, îți influențează nu numai viața, ți-o fac mai frumoasă sau mai puțin frumoasă, ci însă structura genetică. Sunt aici, îmi vine să citez filme minunate, un pic deja uitate poate, dar precum Gattaca, care este primul film epigenetic, da? al capacității umane de a depăși nivelul genetic, introducând elemente epigenetice și, mai ales înainte de orice, introducând conștiența, prezența, care are capacitatea indiscutabilă de a schimba structura genetică. Am făcut odată, la un moment dat, o demonstrație tulburătoare în acest sens. Ne-am făcut maparea genetică acum câțiva ani. Da? Și, în fine, datele sunt enorme. Le fac și acum în cabinet aceste mapări genetice, cu un laborator din Italia foarte performant. Dacă vă puteți imagina, în aceste decriptări genetice, inclusiv la sfârșit, prin ultimele pagini, ți se dau sporturile la care ești predilect. Da? Pentru care ai o structură musculară mai potrivită sau mai nepotrivită. Da? Musculatură cu fibre lungi sau cu fibre scurte pentru efort susținut sau pentru maraton. E bine, maparea mea îmi dădea o tendință puternică către sporturi intense, ceea ce de altfel mi se regăsea în ceea ce simt și sunt, da? Și mult mai puțin către anduranță, către maraton. Chiar dacă în 96, cum vă spuneam, făceam Polul Nord, apoi lanțul Himalaya. Ce am făcut? Nu alergam. Mi se părea, chiar nu înțelegeam alergarea. Mi se părea ciudat, mă priveam oamenii care alergă și mă întrebam încotro alergă și pentru ce. Am început să o fac într-un anumit moment delicat din existență. Și am performat constant, de 2 ori, de 3 ori pe săptămână. După un an de zile, depășeam nivelul semimaratonului. Eu cel cu structura genetică, teoretic, nepotrivită. Mi-am refăcut maparea. Am dat din nou 2700 de euro pentru a face această mapare și pentru voi, pentru că rezultatul obținut a fost surprinzător. După un an de zile îmi schimbasem structura genetică. Rezultatele mapării genetice îmi dădeau, de data aceasta, fibre musculare adaptate maratonului. Ce încerc să transmit, dragii mei, în urma apoi și a masterului pe care l-am făcut în genetică la Universitatea din Bordeaux, este că ceea ce moștenim de la părinții noștri, mai important decât genele, care dau o predilecție mai mare sau mai mică către un tip sau altul de dezechilibru, ceea ce cu adevărat ne schimbă existența și ne dă același tip de patologii sunt apucăturile. Folosesc acest cuvânt pentru a îngloba toată gama de obiceiuri, de lucruri educate, preluate de la părinți. Moduri de gândire, morală, restricții, limitări, frici. Aceste lucruri, aceleași obiceiuri, aceleași apucături duc la aceleași patologii. Ca să ne fie foarte clar. Ca să nu spun că pentru mine singura boală reală și letală este frica. Este frica. Ea nu numai că este letală prin ea însăși, dar în orice combinație de dezechilibru, da? În orice așa numită patologie, amplifică simptomatologia de mii de ori. Activează un centru cerebral care apoi trimite suprarenalelor impulsuri continue, puternice, eliberând cortizol și toată fenomenologia, toată simptomatologia unei afecțiuni este amplificată infinit, devenind letală. O gripă poate deveni letală. Nu spun mai mult. Mă opresc aici și mă întorc la stomatologie. La stomatologia biologică. Vorbeam mai înainte despre igienă și prevenție și despre acest program cu care, chiar dacă sunt chirurg, încep orice gest de vindecare. Cu învățarea acestor obiceiuri zilnice, care, vă dați seama, extrapolată la 2-3 gesturi pe zi, făcute de data asta, iată, într-o altă manieră și cu altă prezență, pot realmente să ne schimbe viața. Cum ne periem pe dinți? Și nu numai pe dinți, pe mucoase. Da? Exfoliind celulele moarte, prevenind leziunile precanceroase. Toate lucrurile astea și articolele mele le găsiți pe site-ul biodentis.ro în detaliu. Pentru apoi a demora programul de prevenție. Prevenție pe care o extrapolez nu numai la primii ani ai copilăriei, dar merg până la a face prevenție intrauterină, în perioada intrauterină, înainte de naștere. Și chiar în ultima perioadă, prevenție înainte de concepție. Înainte de concepție. Înainte de a fi conceput fătul, cuplul pe care reușesc să-l urmăresc primește deja informații, linii de ghidaj personalizate pentru a diminua viitoarele suferințe ale noii ființe înainte chiar de a fi concepută. Sunt lucruri posibile și mai simple decât par. Programul de prevenție a copiilor, a patologiei în perioada copilăriei, este cel foarte complex. Am conceput o metodă de creare a unor armuri dentare. Am dat această denumire pentru a face total diferența cu aceste sigilări pe care nu vreau să le discut, mai ales cu ce se fac, cu ce material. Folosesc absolut materiale biologice, materiale complet lipsite de substanțe toxice. Și creez aceste armuri dentare, nu numai la copii, ci și la adulți. Care este explicația? Și care este povestea? Pentru că e interesantă, cred. Acum, în jur de 18 ani, am testat pe mine acest lucru. Nu vrea nimeni să mă asiste și într-o bună zi m-am hotărât în fața oglinzei, mai mult sau mai puțin dificil, da? Să-mi creez aceste armuri pe propria mea dantură. Aceeași dinți i-am și acum, la aproape 48 de ani. Și nu știu ce înseamnă o carie profundă. Nu mai vorbim de devitalizări sau extracții. Lucru pe care îl transmit cu mare drag și pacienților mei. Explicația, din punct de vedere, să zic așa, evolutiv, care ar fi? În ultima, hai să zicem, 100 de ani de evoluție umană, nivelul de agresivitate asupra ființei, poluare, conservanți alimentari, dulcele, acest zahăr care constituie una din otrăvurile principale pe care ni le administrăm, nu erau atât de răspândite. Corpul uman nu a avut însă timp să se adapteze. Și atunci, factorii aceștia agresivi creează daune absolut importante asupra structurii dentare. Drept pentru care consider necesară acest al doilea smalț pe care îl creez prin armurile dentare. Un al doilea smalț cu produse extrem de speciale, tehnologia nanocompozitelor, da? Cu care reușesc să creez o suprafață aproape cristalină, da? Cu aceste nanoparticule de ceramică, un al doilea smalț reproducând foarte aproape natura și smalțul natural. În felul acesta, compensând marile agresiuni pe care civilizația ni le aduce asupra dinților, danturii. Cum spuneam, atât copiilor și dentiției deciduale, dentiției temporare, care cu siguranță are o structură mult mai puțin densă și rezistentă decât dentiția permanentă, dar și dentiției adultului, atât încât ea este încă demnă, sau cu atât mai mult dacă are probleme de demineralizare sau de fragilitate, de calcifiere. În felul acesta reușesc să compensez aceste agresiuni care duc în timpi scurți la drame de suferință din toate punctele de vedere. Iată cum, prin metode, din punctul meu de vedere, relativ simple, reușesc să garantez dinți sănătoși pe tot parcursul vieții, garantând acest lucru cu propria mea ființă, cu propria mea experiență, și sunt medicul care nu are absolut niciun fel de problemă să deschidă gura în fața pacienților. Pentru că puterea exemplului este cea mai mare putere care mișcă lumea. Și dacă nu suntem în stare să facem acest lucru cu cu greu putem aduce un aport pozitiv. După ce trec de această parte, această bază a medicinei, cum spuneam, care este igiena și profilaxia, intru evident în tratarea patologiilor, în tratarea degradărilor importante ale ființei. Reabilitând, evident, înainte de orice, partea conștiinței, conceptuală, psihologică, emoțională, ca bază a vindecării, da? Cum spuneam, chiar dacă aș fi cel mai bun chirurg din lume și aș face intervenția perfectă, dacă pacientul nu a înțeles cauza prin care a ajuns acolo, ușor va distruge din nou totul. Falimentul va fi pentru amândoi. Pacientul dezamăgit că nu s-a întâmplat nimic, eu ca medic cu un faliment, pentru că nu am reușit să-l ajut, chiar dacă sunt maestrul chirurg. De aceea, înainte de orice, partea, baza existenței, conștiința a ceea ce facem, a obiceiurilor, a modului de a gândi, a mazochismului personal, pentru a obține această prezență în existența proprie și această îndrăgostire, această dragoste de noi înșine, care este cheia vindecării, oricărei vindecări. După ce am restabilit acest lucru în ființă, după chirurgia psihologică care face lucrul acesta, trec la metodele intervenționale. De-abia atunci ating corpul. Și aici am conceput o serie de metode extrem de blânde, cât mai blânde posibil. O chirurgie homeopatică, dacă vreți. Sau cum o numeam, mângâieri chirurgicale. Pentru a da organismului, pe fondul deja reabilitat psihologic și emoțional, exact impulsul necesar, minim, în doze homeopatice, pentru a face el restul. Acel ajutor, mai mic sau mai mare, pe care ființa nu mai poate să-l recupereze, decompensată fiind. Iar aici, metodele sunt infinite. De la reconstrucțiile în parodontoza țesuturilor dure, înainte de orice, a osului, din nou folosind numai materialul pacientului, da? Materialul biologic. Rareori folosesc materiale sintetice și atunci folosesc exact matricea sintetică a osului natural. Nimic altceva. Da? Pe care apoi celulele sanguine să o genereze ca os natural și să o recunoască. La fel și implantologia. Am creat o ramură a implantologiei biologice, în care implanturile sunt customizate cu particularități ale structurii lor care induc și plac biologiei, cu o suprafață a implantului biologică pe care corpul o recunoaște ca prietenă și biologică, astfel încât osul să adere intim de această suprafață metalică. Implanturile apoi ceramice, care au fost extrem de disputate și au, chiar dacă au apărut acum aproape 20 de ani, au falimentat deplorabil datorită unor particularități de structură nerezolvate și de suprafață, fiind casante. Acum, de-abia, după atât de mulți ani, lucrăm în Elveția la un implant pe care deja l-am lansat și deja avem rezultate minunate. Primul implant ceramic care cu adevărat rezolvă toate problemele tehnice pe care toate celelalte nu le rezolvau până acum. implantologie biologică. Partea de terapie. Terapie în care folosesc compozite, nanocompozite complet lipsite de monomer și de substanțe toxice, care refac practic structura dentară în aceeași manieră în care ea este constituită. Și nu în ultimul rând, ortodonția. Ortodonția adaptativă. Ortodonția biologică adaptativă. O altă ramură care revoluționează și această specialitate stomatologică. Diametral opusă, din nou, cu tot ceea ce se face în momentul de față, nemai fiind necesare toate acele elemente metalice care închid, blochează suturile, care forțează anatomia, blochează suturi, blochează energie. Nu mai vorbim că în osteopatie, osteopații știu treaba asta, suturile nu se închid aproape niciodată, suturile mediane. Și nu trebuie să niciodată închise cu lucrări continue și așa mai departe, sau cu arcuri ortodontice. Această ortodonție adaptativă atât la copii cât și la adulți, care este un ghid anatomic de restabilire a armoniei. Pare magic să ai o mascherină, o gutieră elastică care să-ți ghideze musculatura, doar ca mersul la sală, să mesteci pe ea, să faci anumite exerciții în fiecare zi și să-ți repoziționeze dinții în poziția ideală. Dinți încălecați, poate, maxilare strânse sau ocluzii deschise induse de subtul degetului și așa mai departe. Care, ca prin magie, doar mestecând pe acest ghiz de creștere și de adaptare, care creează o mișcare complexă, osteopatică și osteoarticulară și musculară la nivelul întregului craniu, să restabilească armonia la nivelul aparatului dentomaxilar. Armonie care, atenție, conform științei numite posturologie, se reflectă asupra întregului organism. Microni la nivelul ocluziei dentare se repercutează apoi în centimetri de-a lungul coloanei vertebrale pentru a ajunge să ne influențeze însăși modul în care mergem pe stradă. Nu mai vorbesc de lombalgii, de dureri lombare, în care sunt deja centimetri de tensiune care trebuie să compensați muscular toate acele tensiuni care dau toată partea de lombalgii. Iată lucruri care din nou pot fi reglate, compensate, echilibrate în modul cel mai blând și mai eficient posibil. Ajungem în sfârșit la chirurgia avansată, la chirurgia reconstructivă, în care am dezvoltat tehnici împreună cu colegii mei, puțini chirurgi biologici pe care îi cunosc, de implanturi nazale, implanturi transinusale, implanturi, ultima descoperire și ultimele, să zic așa, succese pe care le-am avut, implanturi pterigoidiene în atrofiile importante de os maxilar. Până ajunge la implanturi zigomatice, avem o serie de metode de reconstrucție mult mai puțin invazive, cu implanturi, din nou, customizate și puse în poziții strategice în care craniul, chiar și atrofiat, maxilarul, ne oferă linii de forță și os suficient pentru a găsi un sprijin implantar și a putea reda forța și funcționalitatea aparatului maxilar. Ca o concluzie, consider că lucrul cel mai important pe care poate să-l facă medicul este să redea pacientului dragostea de viață, dragostea de sine însuși și mai ales prezența în propria existență. Pentru că fără de această prezență, de omniprezență, aș putea să spun, patologia alunecă invariabil. Alunecă și cred că este foarte important însă a fi privită ca un dar. Spun pacienților mei care vin de multe ori cu patologii grave, parodontoză în stadii avansate, cancer ale structurilor craniene, boli la limita letalității. Le spun mulțumiților, mulțumițile acestor mesaje, acestor semnale de alarmă pe care existența vi le dă pentru a vă echilibra, pentru a vă readuce la serenitate, la prezența în propria existență, la dragostea de sine, care, vă garantez, invariabil este sursa oricărei vindecări. Astfel că medicul, într-un final, este doar un însoțitor. Un însoțitor prezent, conștient, un exemplu de a fi și de dragoste de sine, care să-i redea pacientului propria dragoste de viață și de propria ființă. Ca persoană principală în propria existență. Pentru fiecare din noi, și asta nu este egoism, persoana cea mai importantă de pe lumea asta trebuie să fim noi înșine. Fără de asta, alunecarea în suferință este absolut de neevitat. Priviți-o ca dar, priviți-o ca oportunitate, primiți-mi mâna, sunt gata să vă dau și să mergem pas la pas o perioadă până veți învăța să mergeți drepți, vertical, pentru că sănătatea, ca și fericirea, este opțiune. A fi este o responsabilitate. Sunt Dr. Daniel Traian Iordăchescu, medic generalist, stomatolog, medic holistic și integrativ, vindecător. Vindecător al propriei ființe și în exact aceeași măsură reușind să ating și sufletele, corpurile altora pe calea către sănătate, către vindecare, către armonie și către dragoste de sine și de acest imens dar care este viața. Vă mulțumesc! Changing lives.